Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici o ofertă în shop, da, o ofertă gratuită și avem din nou un token doubler care, am spus și data trecută, nu știu exact ce e sau la ce se poate folosi. Ok, și mai avem aici câteva skin-uri care sunt pe bani, Star Shop, aici sunt bonus din aceștia, Star Points. Ok, Star Points, Coins și gemuri. Deci, astea sunt punctele pe care le putem aduna în joc. Bun. Și hai să vedem dacă avem misiuni noi. Ar trebui să avem. Ok, practic trebuie să jucăm cu El Primo și o să jucăm meciuri de duo. Hai să-l alegem. Vedem că putem să-l upgradăm. Hai să-l upgradăm. V-am întrebat și data trecută, spuneți-mi cum este mai bine să-i upgradez pe toți pe măsură ce joc sau să merg pe unul, să-l duc pe ăla la nivel maxim și apoi să cresc altul și tot așa. Bun, hai să selectăm aici duo și hai să-i dăm drumul. De ce nu e? Nu l-am ales pe El Primo. Hai să-i dăm aici select. Ok, și hai să-i dăm drumul la meci. Bun, nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Brawl Stars și să apăsați butonul de like. Ok, hai să vedem dacă ar trebui să-l facem fără probleme. Mamă, și avem o grămadă de viață cu acest... Acest El Primo. Hai să ne ducem și aici să luăm energiile. Și okay, luăm aici o energie și și ne urmărește acest robot. Bun, și deja l-am bătut pe robot. Asta era al meu. Mă băteam cu el. Bun, și obținem prima victorie din acest episod. Un loc 1 bine meritat. Bun, am strâns acolo damage, am strâns și... Deal points of damage. Aha, ambele sunt cu damage. Cu El Primul și să fie în duo. Perfect. E practic același număr de puncte. Bun. Hai să mai dăm un match. Îmi place mult acest El Primo. Cred că și de altă trecută am jucat tot cu el, dacă nu mă înșel. În primul episod am jucat cu el. Da, vedeți, fiecare are... o anumită abilitate. Holy, nu, ne-a omorât. Și... și am ieșit de tot pentru că, ne murise cu echipierul. Și l-om avea un loc 4. Hai să mai dăm un match. Ok. Toată șmecheria e să lutezi cutiile alea la început. Bine, normal, contează și caracterul și cum joci mai apoi, dar în principiu, dacă lutezi cutiile astea, tu îți crești Holy... Dacă îl distrugeam și pe...
Holy fuck. Ne-a venit și cu echipierul. Hai să luăm energiile astea. Mai avem aici 3. Bun, și avem o nouă victorie. Deci dacă când treci de 10.000, cam poți să te bați cu robotul fără probleme. Bun. Hai să mai dăm un match. E interesant și modul duo, pentru că chiar dacă mori, să zicem, poți să reintri în joc dacă rezistă cu echipierul tău 15 secunde, parcă sau cât era. Holy. Bun, l-am bătut. Hai să ne luăm cutia, până se bate acolo cu roboțelul. Holy fuck, și-am pierdut. Dar putem să reintrăm. Ci-au mai rămas doar două echipe. Și practic noi cu încă o echipă. Uite, o să ne spawnăm chiar acum. Nu, în 3 secunde. Ne spawnăm chiar acum. Și te luăm și noi o energie pe munca cu echipierului nostru. Și hai să ne luptăm cu ceilalți doi. Bun, și avem o nouă victorie în El Primo. Ok. Da, mai avem nevoie de ceva damage ca să completăm acel quest. Și haide să dăm un nou joc. M-a scăpat de un adversar. Vine din nou robotul. Bun, și am obținut o nouă victorie. Mai strângem trofee acolo. Să vedem cu damage-ul cum stăm. Încă 7800 și ne mai trebuie vreo 14.000. Nu știu dacă vom reuși să-l completăm în acest episod. Ar trebui în 2-3 meciuri. Cred că reușim să... Și am pierdut. Ne-am dat acolo ultimata, dar n-a fost suficient ca să-l scoatem pe cel colt din match. Și hai să vedem, am revenit aici.
se apropie și gazul ăsta toxic. Și mă duc să iau ochi și am câștigat cu puțin noroc, pentru că practic robotul i-a învins. 6.000, mai trebuie 8.000, hai să mai dăm un match. Cred că vom reuși să facem 8.000 de damage. Cât are un caracter? Are în jur de 4.000-5.000 la început, după care poate să mergă 10.000. Deci scoatem 2-3 caractere din joc. Holy fuck, și ne-a dat acolo ultimata lui. Spawnează și robotul. Fugi. În 5 secunde, 3 secunde revenim și noi în aici. Hai să-l batem pe acest. Să mă duc să mai iau de aici o energie. Hai să vedem, mai sunt 5 echipe în joc. Băi, un alt secret este să stăm cu Uri, cu partenerul. Și am fost scoși de col. Trebuie să scape de robot, dar o să moară probabil cu echipierul nostru. Da, mai trebuia să reste 4 secunde și aș fi intrat și un joc. Bun, trecem la rank 9 și luăm doar 4.000 de damage. Hai să mai dăm un match totuși, să completăm acest challenge. Poate reușim să deschidem un box. Nu știu, să vedem. Dar hai să lutăm câteva cutii până una alta. Îl batem pe acest minion. Uli. Și vedem pe Shelly aici. Vine robotul. Nu pe noi. Ok, am scăpat. Ne adăpostim un pic aici să ne reîncărcăm forțele. Și hai să-l ajut pe coechipier cu acel robot. Bănuiesc că încă se bate cu robotul și l-am vins. Holy fuck, am pierdut. Nu? Fugi. Bravo. În 5 secunde voi... N-a mai fost timp. Bun, hai să vedem dacă am reușit să ne dăm damage-ul necesar pentru da și completăm cele două quest-uri. Hai să vedem dacă ne dă... Ok, hai să vedem ce avem aici. Avem un Mega Box. Băi, cred că Mega Box-ul ăsta e cel mai mare cover posibil din joculeț, nu? 200 coins. Avem Power Points pentru Shelly, pentru Colt, pentru Paco, pentru Nita și pentru Barley. Ok, deci o grămadă de PowerPoints. Și mai avem aici un Big Box. Băi, și ăsta e bunicel. Hai să vedem. Avem 55 de gold, avem Barley, El Primo, Shelly și cam atât. Bun. Oh, și mai avem nevoie de un trofeu ca să deblocăm un nou caracter, pe Brock.
dar asta o vom face în episodul următor. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!